Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod Legend Back as Wonder Kid. Astăzi ne mutăm în Italia și readucem în Football Manager un jucător colosal. Un jucător care a fost apreciat foarte mult pentru că întreaga carieră și-a dedicat-o unui singur club și acesta este AS Roma. A fost adesea numit El Bimbe d'Oro, băiatul de aur, l'ottavo re di Roma, al 8-lea rege al Romei, El Pupone, bebelușul cel mare, și Il Capitano, capitanul, de către presa italiană. A fost un jucător ofensiv, creativ, care a jucat foarte mult ca mijlocaș ofensiv, dar ca și atacant. A fost renumit pentru viziunea tehnică, dar și capacitatea sa de a marca goluri. Este considerat unul dintre cei mai mari jucători italieni ai tuturor timpurilor, dar și cel mai important jucător din istoria Romei. Și-a petrecut întreaga carieră la Roma, cum spuneam mai devreme, a câștigat însă doar un singur titlu în Serie A, a câștigat de două ori Cupa Italiei și de două ori Supercupa. Este al doilea cel mai mare marcator din toate timpurile din istoria ligii italiene cu 250 de goluri și este al șaselea cel mai mare marcator italian din toate competițiile cu 316 goluri. Este cel mai mare marcator și jucător cu cele mai multe selecții din istoria Romei, deține recordul pentru cele mai multe goluri marcate în Serie A, în timp ce juca pentru un singur club și de asemenea deține recordul pentru cel mai tânăr capitan din istoria Serie A. În 2014 și-a extins contractul cu Roma și astfel a avut șansa să devină cel mai important, cel mai bătrân marcator din istoria Champions League. A reușit să marcheze la vârsta de 38 de ani și 59 de zile. Este câștigător al Cupei Mondiale din 2006 și finalist la Euro în 2000 cu Italia. A fost selectat în echipa All-Star pentru ambele turnee și a mai reprezentat țara la Cupa Mondială din 2002, dar și la Euro în 2004. În 2007 și-a anunțat retragerea internațională din cauza unor probleme fizice și pentru a se concentra mai mult pe clubul Roma. Câștigat de 5 ori fotbalistul anului italian, ca fotbalist italian în Serie A, de 2 ori fotbalistul anului în Serie A, de două ori a câștigat golul anului în Serie A, cel mai important marcator al anului de Serie A, dar și un premiu pentru cel mai tânăr jucător al anului din Serie A. Și de asemenea pantoful de aur al Europei în 2007 și piciorul de aur în 2010. A fost selectat de 3 ori în echipa European Sports Media sezonului. În 2004 el a fost numit în FIFA 100, o lista celor mai mari jucători în viață ai lumii, selectați de Pele ca parte a sărbătoririi centenarului FIFA. În 2011 a fost recunoscut de IFFHS drept cel mai popular fotbalist din Europa. În 2015 France Football l-a evaluat drept unul dintre cei mai buni 10 fotbaliști din lume care au peste 36 de ani, iar în urma retragerii sale în 2017 a primit premiul pentru cea mai importantă carieră de jucător de fotbal. E bine, acesta este Francesco Totti. Îl readucem la AS Roma la 18 ani. În acest moment arată deja foarte, foarte bine Francesco Totti. Deja este cotat undeva la 25-40, între 25 și 40 de milioane. Are un current ability de 2,5 stele. Sper eu să crească foarte, foarte mult Francesco Totti și să devină un jucător important pentru AS Roma. I-am acordat câteva atribute destul de importante: dribbling 12, finishing 12, long shoots 12, penalty taking 13, bravery 13, composure 12, determination 20, pentru că ne dorim să ajungă foarte important, flair 15, leadership 19, teamwork și vision 13, agility 13, natural fitness 14. Nici restul atributelor nu sunt foarte, foarte rele, așadar mă aștept ca Francesco Totti să devină un jucător foarte important pentru Roma, dar îmi doresc foarte mult pentru el să rămână la acest club. E bine,
Am adăugat câteva chestii aici foarte importante. Îmi doresc ca el să nu părăsească Roma și am adăugat ca un plan pentru cariera lui să își dorească să rămână la Roma și să nu își dorească să plece la PSG, Real Madrid, Barcelona, Man City, Man United, Chelsea sau Bayern. Așadar, dacă nu va pleca la aceste echipe, care cu siguranță sunt mai mari decât ceea ce reprezintă AS Roma în acest moment, cred eu că Totti va reuși să rămână mult timp la AS Roma. E bine, simulăm primii 5 ani din cariera lui Francesco Totti și revenim imediat să vedem ceea ce a reușit acesta în primii 5 ani la AS Roma. Suntem în 2026, iar Totti este în acest moment la vârsta de 23 de ani, iar cota lui a explodat practic. În acest moment este cotat între 111 milioane și 333 de milioane la numai 23 de ani. Are un current ability de 4 stele și vedem, este în continuare sub contract cu AS Roma. AS Roma care în continuare l-are pe José Mourinho pe bancă. Arată deja senzațional Francesco Totti, este deja considerat un mijlocaș ofensiv foarte, foarte interesant. Vedem tripling 15, finishing 14, first touch 13, free kick 14, long shoot 13, passing 14, penalty taking 15, technic 13, anticipation 16, composure 15, decision 15, determination 20, flair 16, leadership 20, off the ball 14, vision 16. Absolut genial, dar și din punct de vedere fizic arată destul de bine, agility 17, acceleration și pace 14, natural fitness 15, balance 15, stamina, strength 15, arată senzațional tot în acest moment. Hai să vedem ce a reușit el în primul sezon la AS Roma. De bine, a jucat de 29 de ori în trupa lui José Mourinho, a marcat însă doar 2 goluri și un asist, puțin pentru început, însă probabil i-a fost și lui greu să se acomodeze la Serie A, totuși avea doar 18 ani. În sezonul 2 joacă foarte puțin, nu mă așteptam să joace atât de puțin, din păcate doar 11 partide, 4 goluri marcate, niciun asist. Îi crește average ratingul la 6.91, însă foarte puțin în sezonul 2. În sezonul 3 are 26 de partide în Serie A, 9 goluri și 3 asisturi. A mai intrat de 11 ori ca rezervă. În sezonul 4 deja începe să devină un jucător important pentru Roma și se vede acest lucru din punct de vedere al cifrelor. 33 de apariții, 10 goluri, 9 asisturi, average rating de 7.34. Are un total de 33 de partide, a intrat de 9 ori ca rezervă, 15 goluri în total în acest sezon și 2 asisturi. Deja arată foarte, foarte bine, iar aici ultimul sezon este unul senzațional pentru Francesco. Are 35 de apariții în Serie A, 44 în total în toate competițiile, 14 goluri în Serie A și 6 asisturi, 19 goluri în toate competițiile și 6 asisturi. A marcat fapt are 9 asisturi, 6 goluri marcate din penalti în acest ultim sezon. Vedem, este selecționat și la Naționala Italiei de 4 ori și marchează de 3 ori deja Francesco Totti. E bine, hai să mergem să vedem ce competiții a reușit să câștige acesta în primii 5 ani. În 2021 a reușit să debuteze la Naționala Under 21 împotriva Rusiei. Din păcate a pierdut Cupa Italiei în finală. A reușit campion la Under 20 în 2022. Probabil a jucat foarte mult în acest sezon la Under 20. După câștigă și Primavera Cup, reușit să câștige dubla așadar cu Under 20. În 2025 câștigă primul titlu de campion în Serie A cu AS Roma, ceea ce este foarte important. Deja și-a atins recordul pe care l-are în realitate de a fi campion în Serie A cu
Roma măcar o dată. Sunt tare curios să vedem dacă va depăși acest lucru. Primul meci la națională, joacă la 23 de ani pentru echipa națională și primul gol vine la debut împotriva celui de la Luxemburg. Din nou, pierde o cupă, pierde Supercupa de data asta, dar 2026 iese deja campion în Serie A și deja are două titluri de campion în Serie A. Foarte, foarte interesant. Hai să vedem dacă a câștigat ceva trofee personale în acești primi 5 ani. E bine, a câștigat la Giovane Italia Best Forward, cel mai bun atacant. A fost nominalizat în echipa sezonului, în cel mai bun 11 pentru Roma în 2022. Așa, așa, Team of the Week, Team of the Week, Roma Season Best 11 din nou în cel mai bun 11 în 2024. Se echipa săptămânii, echipa săptămânii, în echipa sezonului, în primul 11 al sezonului. Așa, cel mai bun tânăr jucător în Serie A în 2024. Așa, Italy Season Best 11, Player of the Month, Serie A Player of the Year. În 2025 iese cel mai bun jucător în Serie A, foarte, foarte important. Team of the Year din nou în 2026. Da, aici a fost numit în sezonul 2000, nu, aici a fost nominalizat, iar aici a câștigat. Greșeala mea. Top goalscorer third place a ieșit pe locul 3, cel mai important marcator din Serie A. Așa, locul 3, Roma Best 11 și Serie A Team of the Week. Da, deocamdată niciun trofeu important pentru Francesco Totti, însă la cum arată acesta la numai 23 de ani, mă aștept ca următorii 5 ani să fie absolut incredibil pentru el și să reușească să adune câteva trofee personale destul de importante. Azi mergem 5 ani mai târziu să vedem dacă Francesco rămâne în continuare la AS Roma. 10 ani mai târziu în cariera lui Francesco, acesta a ajuns la 28 de ani în acest moment și vedem Current Ability 4 stele în jumate și este considerat un jucător care nu va fi vândut în acest moment de la AS Roma, ceea ce este foarte important pentru această simulare a noastră. Este în continuare sub contract cu AS Roma, mai are contract în acest moment pe încă 2 ani. Sper să îi se prelungească contractul și sper să rămână acesta la AS Roma. Să vedem calitățile lui, deja arată senzațional în acest moment Francesco. Dribbling 16, finishing și first touch 14, free kick 15, passing 15, penalty 16, 15 tehnic, anticipation 16, composure 17, decision 16, determination 20, în continuare flair 17, leadership 20, off the ball 16, vision 18, agility 19, acceleration și pace 15, în acest moment stamina, strength în continuare 14, balance 15. Absolut senzațional în acest moment Francesco Totti, arată absolut incredibil și vedem aici la biografie, este considerat un icon deja și este unul dintre cei mai importanți jucători de fotbal, este un superstar în acest moment considerat Francesco Totti. Hai să vedem ce a reușit el în ultimii 5 ani la Roma. Bine, rămăsesem aici în 2026, devine, așa cum așteptam, un jucător foarte important pentru Roma. Are 36 de apariții în Serie A, 50 în total în acest sezon, 14 goluri și 10 asisturi în Serie A, 19 goluri, 11 asisturi în totalitate în acest sezon. Sezonul următor, 37 de apariții în Serie A, 15 goluri, 3 asisturi. Sincer, mă așteptam mai mult în gândirea la asisturilor. Are toate calitățile necesare pentru a fi decisiv, însă pare că am creat un jucător care marchează mai mult decât să fie decisiv acolo la pase. E bine, în sezonul următor, cum spuneam, 37 de apariții, 47 în total, 15 goluri, doar 3 asisturi, 20 de goluri, 7 asisturi în totalitate în acest sezon.
În sezonul următor, 33 de apariții în Serie A, 46 în total, 13 goluri, 7 asisturi în Serie A, 20 de goluri, 10 asisturi în totalitate. Așadar, în acest sezon contribuie la 30 de goluri în tricoul Romei. În sezonul 2029-2030 are 35 de apariții în Serie A, 49 în total, 17 goluri și 5 asisturi în Serie A, în totalitate 22 de goluri și 10 asisturi. Iar în sezonul abia recent încheiat, 33 de apariții, 19 goluri, 5 asisturi în Serie A, 45 în totalitate de apariții, 25 de goluri și 7 asisturi. Wow! Putem spune că deja Francesco Totti reușește să devină un jucător foarte important pentru AS Roma. O să vedem din punct de vedere al competițiilor cum s-a prezentat acesta în ultimii ani. După ce a ieșit în 2026 din nou campion în Serie A, a pierdut Supercupa din nou, însă câștigă din nou campionatul în Serie A, European International League, third place, locul 3 la European International League, cred că este... Da, este că campionatul european finalizează, termină pe locul 3 la campionatul european aici în 2027, un an ciudat. În fine, în 2028 câștigă Supercupa în Italia și reușește să se impune în campionatul european din 2028, 2024-2028, hai să mergem aici la finală. Da, câștigă finala cu Portugalia, nu pot vedea din păcate ceea ce s-a întâmplat la această finală. A reușit să câștige Italia după ce s-a impus la penaltiuri. Foarte interesant, în 2028 reușește să termine. Aici, probabil, în 2027 este National League termină pe locul 3, iar după câștigă campionatul european cu Italia în 2028. Aici, în 2029, National League termină pe locul 2, pierde finala. Câștigă World Cup, e absolut incredibil, în 2028 Italia se impune și... Așa cum e aici, la 2026-2030, a pierdut în 2030, m-am entuziasmat aiurea. A, World Cup Runners Up, sunt penibil. Da, din păcate pierde finala Cupei Mondiale împotriva Portugaliei, iar în 2031 devine din nou campion în Serie A. Hai să vedem dacă a reușit ceva trofee personale importante în ultimii 5 ani. Așa, Best 11, Team of the Week, Player of the Month, Team of the Week, seria Player of the Year, din nou este nominalizat la cel mai bun jucător în 2026-2027 în seria. Și câștigă acest trofeu, câștigă jucătorul anului în opinia fanilor în 2027, Player of the Year 2027 în Serie A, așa, Italian Player of the Month, Best Midfielder of the Season, cel mai important mijlocaș în 2027 al sezonului în Serie A, după cel mai important jucător al sezonului, foarte, foarte interesant. Este nominalizat și aici în Italian Season Best 11. Quickest Goal of the Season, tarara, așa, Team of the Week, Team of the Month, Player of the Month. 2028-2029, seria Player of the Year este nominalizat. Câștigă din nou jucătorul anului din partea fanilor. Așa. Championul anului, season runner-up. 2028-2029 în Champions League este pe locul 2 cel mai important mijlocaș din această competiție din Champions League.
Din nou, în 2029-2030, este trecut pe lista scurtă a celui mai important jucător din Serie A și câștigă din nou acest titlu în Serie A. Așa, name din World Cup Dream Team aici în 2034 ca mijlocaș central. Interesant. Unde e? Da, da, cam astea au fost din punct de vedere individual. Nu reușește să fie nominalizat la Balonul de Aur sau la Gheata de Aur. Foarte, foarte interesant acest lucru. Ce drept, nu marchează foarte mult. Mă așteptam să marcheze mai mult, mă așteptam să fie un jucător mai decisiv. În sezonul abia încheiat, a câștigat din nou cel mai bun jucător în Serie A, dar și cel mai important marcator în Serie A, a marcat 19 goluri. Bun. Bun. Da, cel puțin până în acest moment neieșit. A reușit să câștige un euro cu naționala Italiei, ceea ce n-a reușit cu naționala Italiei în realitate. Era foarte aproape să câștige Cupa Mondială, însă a pierdut finala cu Portugalia. Însă mai e timp, vedem, poate reușește acesta să câștige o Cupă Mondială. În acest moment are 60 de apariții în naționala Italiei, 32 de goluri. Arată absolut senzațional Francesco Totti. În acest moment are 308 meciuri în Serie A, 117 goluri marcate și 49 de asisturi. Hai să mergem 5 ani mai târziu să vedem dacă rămâne Francesco Totti la AS Roma și dacă își va încheia contractul, dacă își va încheia cariera la AS Roma. 15 ani mai târziu, suntem în 2036 și vedem Francesco Totti a ajuns la 33 de ani. Este în continuare sub contract cu AS Roma, mai are contract pe încă un an de zile. În acest moment, în continuare, cu rentability de 4 stele jumate, în continuare arată senzațional Francesco Totti. Vedem, agility a ajuns la 19, balance 16, natural fitness 16, anticipation 16, composure 18, determination în continuare 20, flair 17, leadership 20, off the ball 16, vision 17, penalty și free kick 16. Senzațional Francesco Totti, are 110 prezențe la echipa națională, 62 de goluri marcate. Absolut senzațional. În acest moment este considerat un icon pentru Roma și un superstar al fotbalului internațional, ceea ce înseamnă că ne-a reușit până la urmă acest lucru. Ne-a reușit și cel mai important obiectiv al nostru, acela de a-l păstra pe Francesco Totti toată cariera la AS Roma, și vedem deja a reușit să obțină rezultate foarte importante. În sezonul 2031-2032 are 34 de apariții în Serie A, 15 goluri, 6 asisturi, 43 de apariții în total, 24 de goluri și 7 asisturi. În următorul sezon, 38 de partide în Serie A, 48 în total, 20 de goluri și 5 asisturi în Serie A, 24 de goluri în total și 5 asisturi. Următorul sezon, 36 de apariții în Serie A, 17 goluri, 2 asisturi, 27 de goluri în totalitate, 53 de apariții în total și 5 asisturi în acest sezon. 38 de apariții în următorul sezon în Serie A, 17 goluri și 9 asisturi, 44 în total de apariții, 24 de goluri și 11 asisturi. Iar în sezonul abia recent încheiat, 38 de apariții în Serie A, 50 în total, 17 goluri și 7 asisturi în Serie A, 27 și 8 asisturi în total. Arată absolut senzațional în acest moment Francesco Totti. Vedem, nu mai este
nu mai este Mourinho pe banca celor de la Roma, este Philippe Clement, capitan Totti și key player tot Totti în acest moment. Să vedem cum arată a 4-2-3-1, cum era de așteptat. Totti este acolo de car în acest sistem. Vedem, nu mai sunt jucători din actualul lot sau jucători care să fie să fie rezistat în timp, să nu mai rege și în acest moment la AS Roma. Da, încă 5 sezoane destul de importante pentru Francesco Totti, încă 5 sezoane în care acesta reușește să obțină rezultate foarte importante. Nu vom mai merge să vedem ce a câștigat el în acest, sau hai să vedem. Hai să vedem. Aruncăm așa o privire destul de rapidă. În 2032, Champions Cup, Golden Boot, locul 3, cel mai bun atacant din Serie A. Așa, în 2033, Serie A Top Scorer pe locul 3, Gentleman, Premio Gentleman Serie A. Interesant acest trofeu, pare că este considerat un gentleman Francesco Totti, probabil este un trofeu oferit pentru calitățile acestuia și faptul pentru că a rămas la AS Roma. Și în 2034 Best Eleven, nu are nimic important, din nou premiul gentleman în 2034 pentru Francesco Totti. Așa, Serie A Champions în 2036, câștigă din nou campionatul în Serie A. Primește un trofeu, din nou exemplary career Serie A Player of the Year, Italian Serie A Top Goalscorer pe locul 3, Eurocup Golden Boot pe locul 2, Eurocup Player of the Season în Europa League în 2035. Hai să vedem dacă a reușit ceva să câștige pe plan personal. Așa, Player of the Year aici, Champions Cup, Golden Boot, Best Striker, tarara, Team of the Year, Serie A Player of the Year, Gentleman, așa, nu, Best Eleven, World Cup Dream Team în 2038. Hai să vedem ce s-a întâmplat la acest World Cup. În 2034 știm cu toții, dar de fapt că o să jucă 2038. Pierde și 2034 ca o finală pierdută pentru Italia. Foarte, foarte urât, dar din păcate pierde două finale de campionat mondial Francesco Totti. În 2030 pierde Portugalia, în 2034 pierde în fața Norvegiei. Nu știu dacă va mai fi prezent la următor mondial, din păcate nu reușește Francesco să câștige un trofeu de campion mondial. Din ce am văzut, nu a fost numit până acum pentru a câștiga trofeul pentru cel mai bun jucător în Europa sau în lume. Hai să mergem înainte câțiva ani de zile să vedem cum se va prezenta Totti. Suntem în 2041 și în acest moment Totti a ajuns la 38 de ani. Vedem aici, programează să se retragă în numai 28 de zile la sfârșitul acestui luni. Francesco Totti se va retrage din activitatea de jucător. În continuare arată bine acesta, deși are 38 de ani, dar cred eu că și-a îndeplinit ceea ce, misiunea pentru care l-a readus în joc. Cred eu că am reușit să creăm un jucător foarte important și Francesco Totti a fost unul foarte important pentru AS Roma. Ne-am îndeplinit obiectivele în acela de a-l ține pe Totti
toată cariera la AS Roma și a câștigat câteva trofee importante pentru a copia un pic ceea ce s-a întâmplat în realitate. Vedem, majoritatea sezoanelor are undeva peste 35, 34, 35 de meciuri jucate, undeva la 10, 12, 15 goluri e marcate, din vedere al asisturilor destul de slăbuț. Mă așteptam să fie un jucător care trimite foarte multe asisturi, însă din păcate nu reușește foarte multe. Reușește 657 de apariții Francesco Totti în Serie A pentru AS Roma, 261 de goluri, 105 asisturi pentru acesta. Mi se pare un lucru absolut incredibil. Azi mergem să citim repede biografia pentru că este una foarte interesantă. E bine, este considerat clar un superstar al fotbalului, dar și un icon pentru AS Roma și a făcut debutul în Serie A pentru Roma în 23 august 2021, jucând împotriva Fiorentinei. A marcat primul gol împotriva celui de la Milan pe 30 octombrie 2021 în Serie A. A debutat la Națională cu Luxemburg în 2025. A reușit 138 de apariții la Națională și 81 de goluri, absolut senzațional. Și a petrecut în viața întreaga carieră la AS Roma, 657 de apariții, 261 de goluri. A câștigat European Football Championship în 2028 și 2036, așadar câștigă campionatul european de două ori cu Italia. Italia în Super Cup în 2028, a câștigat seria de 5 ori cu AS Roma între 2025 și 2036. Așadar, reușește să câștige de două ori campionatul european, pierde două finale de campionat mondial, din păcate, Francesco Totti. A fost recunoscut pentru talentul, dar și pentru trofeele individuale în Francesco Totti. A câștigat la Giovanni Italia Under 19 Best Forward, Serie Best Player, Best Young Player of the Season, Italia, Serie Player of the Year, de 3 ori toate aceste competiții, Serie Top Goalscorer, Serie Top Best Player of the Season de 2 ori, Italia în Serie Best Midfielder of the Season, European Champions Cup Midfielder of the Season de 2 ori. De fapt a fost pe locul 2, World Cup Best Player pe locul 3 de 2 ori, a fost numit Italian Serie Best Striker of the Season de 2 ori, European Champions Cup Golden Foot de 3 ori, de 2 ori pe locul 3, European Champions Cup Forward of the Season Runner Up pe locul 2, așadar European Champions Cup Forward, Premio Gentleman Serie de 3 ori, World Football of the Year Runner Up. Da, din păcate n-a reușit să câștige World Football of the Year. Vedem, a fost de 2 ori. Aici pierde în fața unui Regens. Să vedem mai jos dacă a mai fost o dată. Na, da. Goretzka. Să luăm așa la rând să vedem unde a mai fost Francesco Totti. Ar fi fost interesant să fie numit cel mai important jucător din lume, însă aici termin în 2036 pe locul 2 și atât. O singură dată. A, da, World Football of the Year, o singură dată pe locul 2. A câștigat un premiu pentru o carieră excelentă în Serie A. Eurocup Player of the Season, Eurocup Golden Boot pe locul 2, Best Player in Europe, third place, pe locul 3, cel mai bun jucător din Europa, dar și European Championship Golden Boot pe locul 2. Wow, o carieră foarte interesantă, o carieră în care se dezvoltă extraordinar pentru Francesco Totti, așadar ne-am îndeplinit câteva obiective. Din păcate n-am reușit și n-a reușit Francesco Totti să câștige și o cupă mondială, ar fi fost interesant să vedem acest lucru. N-a reușit să câștige cel mai bun jucător din lume, ceea ce
nu-mi convine, dar a fost un jucător foarte important pentru Roma, a reușit să câștige de 5 ori campionatul în Serie A, în realitate a câștigat o singură dată, a câștigat de 2 ori campionatul european, a fost foarte aproape să câștige, a terminat pe locul 2 cel mai bun jucător din lume, așadar eu zic că a fost destul de reușit acest experiment. Jucătorul creat de noi s-a prezentat absolut magnific și cel mai important a reușit să-și termine cariera la AS Roma. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare. Vă am pupat!